Bine ați revenit la mobilisima.ro, tableta este Samsung Galaxy Tab S2 9.7 și aflați că ne-au plăcut modelele Tab S de anul trecut, astfel că suntem foarte curioși de ce ne rezervă acest Tab S2. Aflați din start că este cea mai subțire tabletă din lume, măsoară 5,6 mm în grosime, s-a lansat în luna septembrie și vine în două variante, cea de 9,7 inch și una de 8 inch. Noi avem o unitate de teste cu numele de cod SMT810X, iar prețul acestui model este de 2179 de lei, cel puțin în varianta cu Wi-Fi, există și o versiune cu LTE ceva mai scumpă. Acel preț de 2179 de lei se aplică la evomag.ro. La PC Garage găsiți același device la 2255 de lei. A trecut ceva vreme de când am testat un terminal cu diagonală de aproape 10 inch și acesta este în mod clar rival pentru iPad Air 2. Avem un design ultra slim, grosime de doar 5,6 mm, greutate de 389 de grame. Acest model este în mod clar mai subțire decât iPad Air 2, care măsoară 6,1 mm în talie și mai subțire decât Xperia Z4 Tablet, care măsoară tot 6,1 mm în grosime. Tab S10.5 de anul trecut măsura 6,6 mm în talie. De asemenea, iPad Air 2 e mult mai greu decât acest device. El cântărește 437 de grame, ceea ce îl face cu 48 de grame mai greu decât Tab S2 de 9,7 inch. E o tabletă care este foarte ușor de ținut cu o singură mână, în ciuda diagonalei crescute. Aflați că este un device orientat mai degrabă pentru utilizarea în mod portrait, după cum ne confirmă și butonul Home din această zonă. Aderența este excelentă și în spate avem o suprafață din plastic cu finisaj soft touch care dă senzație de cauciuc. Construcția este solidă, avem, după cum vedeți, o ramă metalică care strălucește în acest moment. Dacă este predispusă la ciobire, imaginați-vă că lovite această tabletă din greșeală pe muchia unei mobile, a unei mese, se va ciobi ușor în timp. Galaxy Tab S10.5, adică predecesorul, era orientat mai degrabă către landscape, dar acum se trece la orientarea în portrait și la aspect 4x3. Hai să analizăm toate laturile tabletei. În zona frontală avem evident ecranul, camera frontală, senzorii, apoi muchii destul de groase, dar cu un scop pentru a putea ține tableta mai ușor, fără a pune mâna pe ecran din greșeală. Apoi cele două butoane capacitive, Back și Recent, și butonul Home fizic, care include și scannerul de amprente. În spate, camera principală ușor ieșită în relief, apoi doi conectori speciali, unul aici și unul aici, pentru accesorii și tot felul de smart cover-uri. În zona superioară, absolut nimic, în vreme ce în zona inferioară se află jack-ul audio, două difuzoare și portul micro USB. În stânga, iarăși nimic, în vreme ce în dreapta se află butonul power, butoanele de volum, care au feedback excelent și aici găsim și slotul micro SD, accesibil folosind o cheiță metalică. De menționat că avem aici o tabletă foarte comodă, probabil singura tabletă de aproape 10 inch care se ține foarte ușor cu o singură mână, un model ultra slim, și am remarcat un avantaj: când este foarte frig afară, adică acum, acest model nu rămâne rece timp de jumătate de oră, se întâmplă cu un iPad metalic. Pentru design, nota este de 9,2 din 10 și veți găsi acest produs pe alb, auriu sau negru. Trecem la aspectul hardware, unde ne întâmpină un display de 9,7 inch. Este un ecran Super AMOLED cu rezoluție de 2048x1536 de pixel. Procesorul este un octa-core Exynos 5433, care are 4 coruri Cortex A57 tactate la 1,9 GHz și 4 coruri Cortex A53 la 1,3 GHz. Primim și GPU Mali T760MP6. De asemenea, acest model vine cu 32-64GB de stocare, slot microSD care poate găzdui până la 128GB extra și 3GB de RAM. În față avem o cameră de 2,1 MP, în spate de 8 MP, iar când vine vorba de conectivitate, acest model pune la bătaie Wi-Fi 802.11 A, B, G, N, A, C, cu MIMO și apoi avem Bluetooth 4.1, microUSB 2.0, GPS, GLONASS, MHL 2.0, deci putem să conectăm tableta ușor la televizor via HDMI, apoi Wi-Fi Direct. Senzorii sunt accelerometru, giroscop, senzorul geomagnetic și Hall Sensor, apoi senzorul RGB. Pentru hardware îi conferim acestei tablete, îi acordăm o notă de 9,3 din 10. Ce le oprește să nu primească nota 10 pe acest device este poate
procesorul, care putea fi un pic mai puternic, mai ales că am văzut ce poate Exynosul de pe Galaxy S6, și lipsa de conectivitate infraroșu pe care nu prea mi-o explic. Când vine vorba de baterie, avem o unitate litiu-ion de 5870 mAh, o scădere mare față de precedentul Tab S, care avea o baterie de 7900 mAh. Vedeți și voi ce diferență de la 7900 la 5870. Cu toate acestea, bateria de față ne promite 109 ore de playback muzical, 12 ore de video și 8 ore de navigare pe internet. iPad Air 2 are în comparație o capacitate de 7340 mAh la capitolul baterie. Ei bine, am făcut destul obișnuit, playback video HD în buclă, Wi-Fi pornit și luminositate la 200 de lux, am atins 10 ore și 45 de minute de playback, ceea ce este foarte bine. Depășim Galaxy Tab A 9.7, care atinge 10 ore 13 minute, depășim Asus Transformer Book T100C, code sale 10 ore, și mai depășim Oriu Viva Q10 Pro, care atinge 7 ore 49 de minute. Suntem totuși sub iPad Air 2, care atinge 11 ore 13 minute, sub iPad Air 1, care atinge 11 ore, și sub Tab S 8.4, care atinge un impresionant 13 ore 32 de minute. Performanța este bună, dar nu fantastică. În testul PC Mark, care simulează utilizarea continuă, este vorba aici despre o utilizare la sarcini de muncă, spre exemplu, am atins 7 ore 15 minute, o durată bună, dar surclasată clar, chiar de un model Samsung. Depășim Nokia N1, care atinge 7 ore în PC Mark, Asus ZenPad S80, care atinge 4 ore 59 de minute, sau ZenPad 70, care atinge 4 ore și 19 minute. Știu că nu sunt din aceeași categorie, dar nu prea am testat tablete de 10 inch în ultimul an, de aceea nu prea avem termen de comparație. Între timp, această durată de 7 ore 15 minute este mult sub cea lui Galaxy Tab A 9.7, acela atinge un impresionant 13 ore și 9 minute în testul PC Mark. Ne-a depășit și Tab S 10.5 cu puțin, atingând 7 ore 19 minute. Per total, timpul de muncă ar putea fi mai bun, dar cel de playback este rezonabil. Încărcarea nu prea m-a mulțumit, 4 ore 20 de minute, destul de lungă, stă mai bine totuși decât un Oriu Viva Q10 Pro, care are nevoie de 7 ore 45 de minute pentru încărcare. De asemenea, aflați că acest model este sub Galaxy Tab A 9.7 la încărcare, acela se încarcă în doar 4 ore, în vreme ce iPad Air 2 are nevoie de 3 ore 40 de minute, iar Asus Transformer Book T100C de doar 3 ore și 14 minute. Evident că avem și opțiuni legate de Power Saving, zona Battery, iată, Power Saving Mode, putem să alegem la ce procent să-l activăm sau să-l activăm imediat. Ce face el? Reduce frecvența procesorului, apoi reduce frame rate-ul și scade luminozitatea și scade și frecvența notificărilor. Apoi avem Ultra Power Saving Mode, care oferă o interfață alb-negru, acces doar la aplicațiile esențiale, dezactivează Bluetooth și, după cum vedeți, mai scade evident și frecvența procesorului și alte funcții. Pentru baterie, note este de 8.5 din 10, pentru simplu fapt că predecesorii atingeau lejer 13 sau 15 ore chiar de playback video HD și se încărcau doar în 3 ore, deci acest model nu aduce o evoluție față de predecesor, dar o baterie este de totuși destul de bună. Cât despre acustică, difuzoare stereo în zona inferioară și un player muzical tipic pentru un terminal Samsung al anului 2015. Hai să vedem ce opțiuni primim. Sound Alive pentru început, cu acest mecanism rotativ în gen combină muzicală, dar cu varianta virtuală, pentru extra bass sau treble, extra voce sau instrumente în funcție de preferințe, apoi avem egalizatorul, normal, auto, pop, classic, jazz, rock sau custom, și zona details în care avem 7 canale de frecvențe reglabile, apoi opțiunea 3D, bass, clarity și concert hall dacă vă place surround-ul sau efectele 3D sau extra bass. Aici găsim opțiunea Sound Alive Plus, care creează efectul Rich Surround, și Tube Amp, care simulează un amplificator Tube, plus Adapt Sound, astfel încât să reglăm o pereche de căști nouă pentru acest terminal. Alte opțiuni, viteza de playback, adică redare 1x, redare viteză dublă sau mai scăzută, și Smart Volume, care ajustează toate melodiile la același volum. Și acum cred că este momentul să dăm și play și să vedem cum stau difuzoarele. Dăm la maxim.
Și acum concluziile, un volum ridicat, sunet clar, basul este excelent și difuzorile pot acoperi lejer o conversație într-o cameră oarecum mică, hai să zicem medie. Este una dintre tabletele cu ecran de 9,7 inch cele mai zgomotoase pe care le-am auzit în ultima vreme și acest lucru se confirmă parțial la testul cu decibelmetrul. Chiar nu avem obiecții pe partea de acustică, 83,8 decibeli înseamnă exact cât iPhone 6 Plus, dacă mi-amintesc eu bine. Îl depășim pe Xiaomi Mi Pad, care are 83,3 și pe Asus Transformer Book T100 cu 83,2 decibeli. Îl mai depășim și pe Asus ZenPad S80, care a atins 79,3 decibeli, dar suntem sub Nokia N1, care impresionează cu 89,8 decibeli, sub Galaxy Tab A9,7, care atinge 87,6 decibeli, sau sub iPad Air 2, care atinge 86,3 decibeli. Totuși, pentru multimedia, nota este de 9,5 din 10, pentru că difuzoarele pur și simplu nu au cusur. Acum vorbim despre ecran, un ecran pe care îl ținem la o luminozitate aproape de 50%, el fiind pur și simplu prea luminos. Ecran Super AMOLED de 9,7 inch cu rezoluție de 2048x1536 de pixeli. În mod surprinzător a scăzut rezoluția față de predecesor, Galaxy Tab S10,5 avea 2500x1600 de pixeli, s-a schimbat și aspectul, am trecut la 4x3, dar 16x10, densitatea este de 264 ppi. Motivul? În aspectul 4x3 este mai ușor să citești text și cărți, în vreme ce în 16x10 este mai ușor să vizionezi clipuri video. Apropo de video, iată playerul, intuitiv, simplu, fără prea multe opțiuni și iată mostra noastră obișnuită de test. Putem să facem pinch to zoom, putem să umblăm cu ușurință la aspect ratio și avem și pop-up play, fără pic de lag. Putem mări sau mișura fereastra și să facem alte activități între timp, în vreme ce vizionăm clipul nostru. Ok, revenim la clipul de test. Alte opțiuni sunt legate de subtitrări, viteza de playback și altele și acum hai să judecăm imaginea în sine. Avem de-a face aici cu niște culori foarte vii, culori fantastice care chiar sar în ochi. E de parcă imaginea sare din ecran spre privitor, un ecran foarte luminos. Negru perfect, adânc, contrast excelent, un ghiulaj de vizualizare, fără reflectivitate, se comportă bine în bătaia soarelui, deci chiar nu avem obiecții. Pixelii acestui ecran sunt de tip RGB Stripe, cu o aranjare specială, astfel că fiecare pixel albastru are 2 subpixeli, este vorba despre 2 subpixeli, unul verde și unul roșu. Iată, aranjarea pixelilor, v-am spus, RGB Stripe, fiecare pixel albastru, are un subpixel verde și unul roșu. Este aceeași configurație ca pe Galaxy Note 2 și pe AllView P8 Energy, deci ne e familiară. La testul cu luxmetrul l-am atins 460 unități lux, ceea ce este excelent, în condițiile în care depășim iPad Air 2, ce atinge 354 lux, depășim Galaxy Tab S8.4 cu ISI 432 de lux și întrecem Galaxy Tab A9.7 care atinge 402 lux. Mai departe, suntem totuși sub Nexus 7 2013, care rămâne campionul tabletelor cu 500 de lux. Ecranul este excelent și primește evident și setările dedicate pentru luminozitate, pentru fonturi, stil și mărime, timeout, smart stay, astfel încât ecranul rămâne activat dacă vă detectează privirea, și modul ecranului. Adaptive Display se adaptează automat la diferite funcții, precum vizionarea de filme, jucarea de jocuri, privirea de fotografii, apoi AMOLED Cinema supra-saturează imaginea, AMOLED Photo o face mai realistă, iar Basic o face oarecum fadă și ștearsă, vreme ce Reading Mode oferă un alb și un albastru mai blând cu ochii voștri. Pentru acest ecran excelent, îi dăm nota de 10 din 10 aceste tablete. Acum, când vine vorba de cameră, găsim în spate un senzor de 8 megapixeli, o cameră care este puțin în relief, măsoară 1x4 inch senzorul și oferă pixel de 1,12 microni plus deschidere f1.9. În ce privește camera frontală, avem o unitate de 2,1 megapixeli chiar aici cu deschidere f2.2, iar acum este momentul să trecem la aplicația Camera, care se deschide destul de rapid pentru o tabletă și aducem înapoi castelul după o perioadă de lipsă. Ok, castelul care este subiectul de fotografiere în acest caz. Interfața este una specifică unui terminal Samsung cu o interfață minimalistă, cu fonturi albe și opțiuni precum efecte pe care le vedem aici, plus multe altele pe care le putem descărca și chiar foarte multe după cum se vede. În vreme ce aici găsim timerul,
dezactivat, 2 secunde, 5 secunde sau 10 secunde, iar aici setările. Putem face fotografii de 8 megapixeli în 4x3, 6 megapixeli în 16x9 sau 6 megapixeli în 1x1 sau rezoluții mai scăzute. Filmăm QHD, în acest caz 2560x1440, Full HD, HD sau VGA, cu mențiunea că dacă filmăm Quad HD, se dezactivează efectele video și stabilizarea, evident, digitală. Iată, opțiune de stabilizare, vizualizare full screen sau standard, grilă, geotagging și alte câteva opțiuni mai puțin importante. În dreapta ecranului, shortcut către galerie, butonul de captură video, butonul shutter, shortcut către camera frontală și modurile principale de captură. Avem auto, pro, panorama, virtual shot, adică înderotim în jurul unui subiect cu o captură 3D, HDR, shot and more, dual camera și altele spre download. Altele fiind sport shot, sound and shot, beauty face și rear cam selfie, deci nu avem funcții ieșite din comun. În schimb, hai să aruncăm o privire peste modul pro, pentru că sună interesant. Avem balansul de alb, ISO până la 800, expunere, metering, care poate fi și reglat, și cam atât în modul pro, nu vă așteptați să primiți același lucru pe un telefon, în mod evident. Trecem la auto înapoi, iar în privința selfie-urilor, atunci când activăm camera frontală avem efecte, timer și acest beauty slider care vă scapă de riduri și imperfecțiuni, iar la moduri avem virtual shot, selfie și interval shot, cam atât despre camera frontală. Ok, revenim la cea principală și este momentul să vedem cum stăm cu experiența fotografică în sine. În primul rând, pot spune că avem o focalizare destul de rapidă pentru o tabletă și avem acest slider pentru expunere care apare pe ecran atunci când focalizăm. Dacă ținem apăsat pe ecran, avem autofocus, auto-exposure lock, iar zoom-ul este destul de fluid, merge până la 4x și, v-am spus, rezonabil de fluid. Ok, dacă focalizarea și zoom-ul sunt rapide și fluide, să vedem cum stăm cu captura foto în sine. Și hai să vedem cum arată aceste capturi. Iată, o rezoluție rezonabilă, calitatea destul de ok, culori bune, dar un short look artificial al acestei capturi. Hai să vedem cum arată galeria foto. Avem doar câteva fotografii pentru că nu ne-am dat foarte mult silința, fiind doar o tabletă cu ecran de aproape 10 inci, clar că nu multă lume va face poze cu ea, în afară un eveniment deosebit sau obișnuitele poze de Facebook. Culorile sunt ok, aș spune că și calitatea este ok, dar dacă luăm la bani mărunți imaginea, iată, se vede această zonă blurată. Aici este un gard și niște crengi, dar observați, este foarte blurat. Camera are tendința de a blura fundalul și a lăsa prin planul clar randat. Iată și un selfie cu camera de 2.1 megapixeli, arată rezonabil pentru o tabletă, era o zi foarte înorată, încă o dată culori rezonabile, prin planul ok și o panoramă destul de arătoasă. Rezoluție de 8368x936 de pixeli, claritate bună, s-a realizat și rapid și fără artefacte, din nou culori bune, aici iarăși blurare, e de ajuns să dau câteva zoom-in-uri și o să văd că acești copaci nu ar trebui să arate astfel. Și aici o primă încercare de prim plan, aici observați o nuanță total artificială și nerealistă, o altă încercare de prim plan și un prim plan reușit de această dată. Dacă aveți răbdare să focalizați cum trebuie și prindeți și o iluminare bună, atunci o să vă iasă niște cadre ok, altfel foarte des o să iasă imagini blurate, după cum vedeți aici, nu ar trebui să se vadă această extra margine în această imagine. Dar rămân culorile realiste, claritatea ok la apropiere, focalizare bună, expunere bună și balans de alb bun. Dacă aveți poze de făcut de aproape și selfie-uri, pot să zic că sunteți câștigați. Iată o captură standard, mi se părea prea întunecată, așa că am folosit HDR care a scos-o puțin la lumină, dar a făcut-o și mai artificială. În principiu, camera este sub cea de pe Galaxy Tab S8.4, sub cea de pe iPad Air 2, dar este ok pentru fotografii de Facebook. Când vine vorba de filmare, filmăm în Full HD, MP4, 30 fps, cu bitrate de 17 Mbps. Avem culori rezonabile, focalizare chiar bună, un pic de motion blur, acustică ok, și expunerea este și ea destul de bună. Imaginea putea fi un pic mai clară, acel motion blur se remarcă mai ușor pe PC decât pe acest ecran. Ok, și cealaltă filmare într-un mediu mai întunecat. Din nou pot să spun că avem acustică bună și expunerea se reglează ok. Culorile arată bine,
Pentru tabletă, eu zic că stă destul de ok la filmare. Evident, la primul zoom-in o să apară neclaritatea și pierderea de detalii. În concluzie, nota pentru cameră este de 8 din 10, este clar sub iPad-uri și sub predecesor, de aceea doar 8. Dacă vreți să faceți și niște editare foto, avem multe opțiuni. Apăsăm Edit, avem Auto Adjust, Rotate Crop, Photo Editor, care aduce la rândul său alte opțiuni, Adjustment Tone, Effect și putem să și desenăm peste imagine. Și mai spuneam că avem și opțiunea de collage, dar și un editor video destul de bunicel, care oferă opțiuni pentru decupaje, efecte, audio sau un editor video mai complex pe care îl luați din magazinul de aplicații Samsung. Am trecut acum la performanță. Performanță înseamnă prindere altele și temperatură. După ce am jucat 15 minute jocul VIP-Tire GP2, am atins 32,5 grade Celsius, deci tableta nu suferă de supraîncălzire, primind 10 din 10 pentru temperatură. Iată-ne, ajungi și la web browser. O să încep experiența web browsing-ului cu acesta și intrăm pe Mobilissimo în mod portrait. Aș spune că browserul nu este foarte rapid, dar textul arată fantastic pe acest ecran. Este făcut pentru a fi citit textul pe el, nu pentru a consuma video, după cum am spus mai devreme. Hai să ne vedem site-ul și în landscape. Deci la web browsing stăm ok, în afară de viteză. Vedeți pe tastatura virtuală un rând numeric dedicat, spațiere excelentă, apoi avem și taste SGT aici, care nu sunt deloc de neglijat, și aceste opțiuni care aduc comandă vocală, scris de mână, litere cunoscute destul de ok. Ce altceva mai avem? Avem și clipboard-ul tot aici, dacă nu mă înșel, și puteți să împărțim tastatura în mod split sau floating pe ecran, cum o să o vedeți mai încolo la modul de multitasking, split screen. Ok, în rest, trebuie menționat că acum a venit momentul să trecem la conectivitate. Tableta are și varianta LTE, după cum am spus, are un Wi-Fi rapid, vine cu suport MIMO, are și un GPS care ne-a localizat rapid, vine și cu MHL, deci se conectează la televizor sau la monitor, folosind portul micro USB și un adaptor special. Nu are NFC și infraroșu, iar pentru conectivitate ia 9 din 10. Evident, nu vă putem lăsa fără benchmark-uri. Am comparat tableta Tab S2 9.7 cu Galaxy Tab A 9.7, cu iPad Air 2 și Tab S 8.4. Este o bătălie între un Exynos 5433 plus 3 GB de RAM, cu un Snapdragon 410 cu 2 GB de RAM, cu un Apple A8X plus 2 GB de RAM și un Exynos 5420 plus 3 GB de RAM și balul deschis de Quadrant, în care avem 28.089 de puncte. Galaxy Tab A avea 13.626, iar Galaxy Tab S 8.4 19.510. În antutu un scor bun, zic eu, 53.143, Galaxy Tab A avea 22.353, iar iPad Air 2 62.302. Samsung Galaxy Tab S 8.4 32.013 puncte. În Nenamark avem 59.6 FPS. Tab A are 56.5 FPS, iar Tab S 8.4 59 de FPS. Velamo vine cu un scor mare în testul HTML, 3759 de puncte, Galaxy Tab A are 2003, iar Tab S 8.4 2463. Și 3 de marca are un scor bunicel, 17228. Diferența este uiașă față de Galaxy Tab A, care are 4402, în vreme ce iPad Air 2 ne depășește cu 21.000 de puncte, 21.763, iar Tab S 8.4 este în spate cu 13.346. Geekbench 3 este și el pe aici, pe undeva, cu un scor în testul single core de 1254 și în cel multicore de 4390. Între timp, Tab A are 471 cu 1433, iar iPad Air 2 1817 cu 4533, în cele din urmă, predecesorul Tab S are 921 cu 2739. Trecem la GFX. În GFX avem un scor de 37 de FPS la testul T-Rex offscreen 1080p, în vreme ce Tab A are 3,7 FPS, iPad Air 2 58,6 FPS, iar Tab S 8.4 21,8 FPS. Testul de viteză a conexiunii Wi-Fi nu lipsește, cu 26,02 Mbps la download și 27 la upload, în vreme ce Tab A are 19,19, iar iPad Air 2 are 21,20. Samsung Galaxy Tab S 8.4 are 29,27 Mbps. În browser Mark
avem un scor rezonabil, 2085 de puncte, Galaxy Tab A avea 1202, iar iPad Air 2 un uriaș 3584, sau mai bine 3594 dacă nu mă înșel. Mai departe, în Sun Spider scorurile mai mici sunt favorizate, noi avem un scor măricel, din păcate, 1059. Tab A are 1240, iPad Air 2 un uriaș Eckart 294, iar Tab S 8.4 1080. Basemark X aduce un scor de 16546 de puncte în testul medium. Tab A are 4056, iPad Air 2 un uriaș 42163, iar Tab S 8.4 14000 de puncte. Per total, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 câștigă 3 din 11 teste și pierde 7 din 8 în fața lui iPad Air 2. Totuși câștigă 10 din 11 în fața lui Galaxy Tab S 8.4. Tableta nu suferă de lag, indiferent câte aplicații aveți deschise, chiar și jocuri solicitante în fundal, și nici măcar când pornește prima oară nu oferă niciun pic de lag. Deci are o interfață fluidă, iar jocurile precum Lara Croft Go, TGP2, FIFA, Asphalt și altele rulează fără probleme. În plus, datorită ecranului și a unui giroscop și accelerometru foarte precis, controlul este foarte responsiv pe tabletă, aș îndrăzni să spun mult mai responsiv decât pe alte terminale. Pentru benchmark-uri, nota este de 8.5 din 10. De ce doar atât? Pentru că, v-am spus, acest model câștigă 3 din 11 teste și pierde aproape toate bătăliile cu iPad Air 2, tableta care este mai veche decât acest model. Controlul este excelent, iluminare foarte bună, apa arată realist, senzația de viteză este și ea bună. Bonus, tableta este și foarte ușoară pentru cât de mare, deci gamingul este excelent. Trebuie să dați toate nivelele grafice la maxim, o să vedeți, jocurile se vă fantastic. Ok, acum vorbim despre OS, UI și aplicații. V-am spus, nota la benchmark-uri a fost de 8.5 din 10, iar ca OS avem Android 5.0.2 Lollipop cu cel mai nou TouchWiz aplicat peste. Asta înseamnă o interfață colorată, dar plată. Avem și Flipboard, de drept cel mai din stânga homescreen. Evident, este opțional, puteți să-l scoateți dacă doriți. Apoi o serie de widget-uri utile, precum acesta, care ne permite să curățăm memoria și hai să vedem și alte widget-uri legate de Dropbox, de Gmail, ramă foto, bookmarks, S-Planner are și el widget-ul său, deci unice pentru Samsung și utile, acesta fiind rama foto, spre exemplu. Pentru multitasking avem dedicat o secțiune ceva mai amplă, hai să vedem, este multitasking culture standard, care e pe bază de carusel, dar vedeți că anumite ferestre au acest icon în dreptul lor. Asta înseamnă split screen. Fie îl activăm în acest mod, fie ne ținem apăsat butonul Recent și apoi alegem noi ce vrem să alegem de aici. Internet, spre exemplu, și Gmail apoi. Observați că a apărut setastatura în mijlocul ecranului. Pentru a împăca cel mai bine această aranjare, puteți să o mutați oriunde doriți pe ecran. Apoi, dacă vrem să scriem un mail, și suntem, spre exemplu, pe site-ul Mobilissimo, ar trebui să fim capabili să copiem content destul de ușor, să face transfer de context între cele două ferestre. Hai să vedem. Intrăm într-un articol, apoi selectăm niște text, apoi apăsăm acest icon și, teoretic, ar trebui să fim capabili să ducem textul aici. Iată, s-a întâmplat acest lucru, am transferat text, puteți transfera fotografii în același mod. Alte opțiuni de aici includ redimensionarea ferestrelor. În split screen, una dintre ele poate fi minimizată în acest mod și mutată oriunde pe ecran, apoi o deschidem și o redimensionăm după pofta inimii, apoi o mutăm pe ecran. Cam aceasta ar fi experiența split screen și multitasking-ul extra față de cel normal pe care îl știm. Și evident, când am terminat, putem să închidem fereastra fără probleme. Ok, în zona drop-down găsim ca de obicei Quick Settings, sliderul pentru luminozitate, apoi S-Finder și Quick Connect. În vreme ce în zona de setări avem de-a face cu opțiuni obișnuite pentru conectivitate, sunet și notificări, display, gesturi și acțiuni speciale, aplicații, utilizator, puteți să creăm încă un profil, wallpaper, lock screen și securitate, iar aici intră în funcțiune scannerul de amprente. Tocmai am ales să deblochez folosind amprenta, să deblochez ecranul, pun degetul aici și
Hai să vedem. Nu pot debloca tableta astfel. Trebuie să pun degetul aici. Încercăm încă o dată. Recunoscut imediat. Hai să încercăm ceva inedit. Încercăm invers. Deși șansele sunt mici. Iată și lateral recunoscut. Hai să încercăm acum și din cealaltă latură. Chiar și așa a fost recunoscut degetul meu. Atenție, îl țineam așa și nu așa și a fost recunoscut. Deci are o acoperire destul de generoasă senzorul de amprente. Sunt curios dacă o recunoaște și invers. Nu pot să mă abțin să nu încerc și astfel. Here goes nothing. Este culmea, dar a fost recunoscut. Ideea este că probabil este acel mic dâmb din această zonă care este interpretat la 360 de grade. Ok, trecem la swipe. Avem un scanner de amprente foarte bun și parola este mai bine securizată. Pe terminale iOS avem 6 cifre, aici avem parola alfa-numerică. În setări am apreciat faptul că avem și un search cu care căutăm prin aceste setări, pentru că este o listă destul de lungă. Am văzut deja alte opțiuni, lock screen, securitate, accesibilitate, accounts, limbă, input, baterie și altele. Și acum să trecem la aplicații. Vă spun din start că nu avem bloatware pe tabletă. Avem aplicațiile Contacts, Internet, Gallery, Camera, Music, Video, Calculator, Clock, My Files, adică un file manager. Apoi Memo, o aplicație de luat notițe, foarte rapid și cu o interfață cu influență material. Apoi Smart Manager, care vă permite să curățați memoria, cache-ul și aveți chiar și o funcție de tip antivirus. S-Planner, adică un fel de calendar pe steroizi, vedem zile de naștere, avem integrare Facebook, integrare cu e-mailul, remindere și tot felul de task-uri și invitații complexe, plus setări de privacy. Email settings, site sync, puteți sincroniza cu un telefon, să preluați apelul de pe acel telefon pe tabletă, Galaxy Apps, magazinul de aplicații al celor de la Samsung, din nou nu se compară cu Play Store, poate maxim prin faptul că aveți niște exclusivități să fie tentant. Apoi Chrome, Maps, care ne-a găsit foarte rapid și care afișează și diferite rute de transport și stații, ok. Mai departe Play Store, YouTube, suita Google, adică Google, Voice Search, Gmail, Drive, Play Music, Photos, Hangouts și Google Settings, plus aplicații Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype și OneDrive și de asemenea Play Games. Acestea ar fi instalate pe terminal. Microsoft și Samsung au încheiat un parteneriat destul de recent, astfel că ne-am trezit cu aplicațiile lor pe destul de multe terminale. Dacă nu mă înșel, se aflau și pe unele dintre modelele Galaxy S, Galaxy A și parcă și Galaxy Note. Mă interesează cum se comportă Word pe tabletă. O experiență touch destul de reușită, zic eu. Dacă vrem să facem un proiect pentru școală, acestea sunt opțiunile cu care vom lucra. Putem să selectăm text în acest mod, apoi dăm Select All, Cut sau Copy, avem Bold, Italic, Underline, niște opțiuni extra pentru subliniere, schimbăm culoarea fontului, apoi tipul de font și mărimea, Clear Formatting, Bullets, Numbering, aliniere, paragrafe și alte opțiuni legate de stil. Apoi avem Insert, Fotografii, Shapes, Text Box, Link, Comment, schimbări de layout, Review și evident putem să lucrăm în colaborare cu alți parteneri logați în același cont. Avem și Excel, cu ale sale pie chart-uri și cu ale sale faimoase tabele. Selectăm mai multe celule, câteva opțiuni aici, stiluri de celule, formatare, currency și altele, introducem noi rânduri, nu mă pricep la Excel, dar din câte văd sunt cam toate opțiunile pe care le găseam și pe desktop, într-o variantă touch. Este o tabletă care este destul de ok pentru productivitate, având în vedere aplicațiile oferite la pachet, iar pentru OS, UI și aplicații notesele 9,8 din 10. Și acum iată-ne ajungi la verdict. La aspectele pro intră evident faptul că avem o tabletă foarte comodă, mai ales pe diagonala sa mare, baterie ok, dar super decesor, volum destul de ridicat, ecran luminos, foarte luminos chiar și foarte arătos, culorile sunt fantastice, excelente, apoi lipsa de lag și de bloatware sunt binevenite, temperatură ok, senzor de amprente ok și productivitate rezonabilă pentru acest model axat teoretic pe citire. Aspecte, să zicem, negative, încărcarea destul de lungă, formatul 4x3 nu este chiar pentru oricine, nu este ideal pentru video, de exemplu. Camera este sub cea de pe iPad-uri și pe decesori, lipsa de NFC și infraroșu este o problemă, iar benchmark-urile sunt clar sub cele ale lui iPad Air 2. Acum o să dăm inevitabil și niște note.
Pentru design îi acordăm un 9,2, pentru hardware 9,3, baterie 8,5, multimedia 9,5, display 10, cameră 8, temperatură 10, conectivitate 9, benchmark 8,5, OS, UI și aplicații 9,8, iar preț 8 pentru că este o tabletă destul de scumpă. Nota finală este de 9,07 din 10. Este un device excelent dacă vreți să citiți, ați văzut cum se văd fonturile pe site-ul nostru, de exemplu. Nu este deloc nevoie de zoom-in, încadrare perfectă. O tabletă bună și pentru productivitate, un ecran care are niște culori fantastice și este și luminos. Bateria este rezonabilă, la aspecte de tip neajuns ar fi camera, încadrarea 4x3, încărcarea lungă și poate benchmark-urile. Evident, performanța nu este o problemă aici și cu siguranță este cea mai ușoară, comodă și ușor de folosit cu o singură mână, tabletă de 9,7 inch pe care o puteți cumpăra. De asemenea, este cel mai solid rival iPad Air 2 cu Android pe care l-am testat în ultima vreme când vine vorba de modele cu diagonală mare. Astfel, acest model, Galaxy Tab S2 9,7, primește nota de 9,07 din 10. La revedere!